Nu mai vor restricții sanitare. Majoritatea persoanelor spun că s-au săturat de normele care le-au îngrădit viața în ultimii ani. Chiar dacă teama de virus a rămas pentru mulți oameni, ei cer autorităților să lase deciziile pe seama medicilor. Ce ar trebui să facă autoritățile cu restricțiile astea din pandemie? Eu zic că de acum cam să ne lase în pace, că am suferit destul, fără servici, copiii închiși, noi nu avem nicio stare, bani, mâncare, nimic. Ies așa cum sunt toți, bine mersi, spus acolo, au de 5-6 milioane pe lună, 6.000 de lei pe lună, noi cu 1.000 de lei cum să trăim? Păi da, dar cu restricțiile astea ce să facă? Și cu restricțiile astea nu, trebuie eliminate. Toate țările, ați văzut, că elimină pandemia asta. Numai cu interior sunt de acord. Să ținem masca pe interior, dacă se spune, să respectăm anumite reguli, dar trebuie scoasă și lăsată lumea să meargă la muncă, că nu se mai poate. Și de acum nu înainte, cum ar trebui să o gestioneze? De acum ar trebui gestionată cât mai atent. Spuneți-ne și nouă, vă rugăm, ce ar trebui să facă autoritățile cu restricțiile astea din pandemie? Să ne lase pe persoanele vârste purtătoare de ochelari și pe toată lumea, de fapt, fără această botniță. Dar cum credeți că ar trebui gestionată de autorități această pandemie de acum încolo? Noi considerăm să se termine, nu să o mai gestionăm, că totuși sunt mulți, e prea mult timp. Ne-am grădit de orice libertate și mai ales pe persoanele vârstnice, uitați-vă, care trebuie să mă ducă la doctor, care nu pot să-i port când le cremează ochii. Boala este de așa natură că trebuie să mă duc cu un soțitor. Ce ar trebui să facă autoritățile cu restricțiile astea din pandemie? Păi ce să facă? Să-și vadă de treabă fiecare care îs în țara asta, să nu facă omorul de oameni și de treburi de astea care și restricțiile astea, să le mai reduc o țără, că ne-am săturat, doamne, de 2 ani de zile tot tragem de toate problemele astea care sunt viața noastră la 80 de ani care am și eu. Spuneți-ne și nouă ce ar trebui să facă autoritățile cu aceste restricții pentru pandemie. Să ne dea liber, la orice. Și cum credeți că ar trebui gestionată pandemia mai departe? Nu, și nu sunt în măsură să comentez mai mult, dar cred că dacă ar da drumul la libertate, ar fi mai bine. Libertatea de mișcare, nimic altceva. Deci să renunțe la ele sau nu? Da, ar fi. În mare parte, dar trebuie renunțat. Poate nu la tot, dar cel puțin la mersul pe stradă, la intrat în magazine, ar trebui. Ce ar trebui să facă autoritățile cu restricțiile astea din pandemie? Ce spune legea? Ce-i dat de la... Cei dat de la cei care hotărăsc evoluția virusului. Ar trebui menținută sau nu? Acum, măcar pe vară ar trebui, din punctul meu de vedere, un pic mai relaxate ca să nu punem în cap economia, din punctul meu de vedere. Adică măcar, nu știu, trebuie un pic mai relaxate în ideea să mai facă, eu știu, evenimente. Altfel, că practic și evenimentele, nunți, botezuri, onomastice, și ele contribuie la bugetul țării, nu?